au venit peste noi cântări. Domnul păcii ne face așa fericiți, frânge doruri și mari depărtări. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său sfânt, ce minune e când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Lasă fără dureri, lasă gândul cel rău, orice teamă aruncă în dar. Frânge pâinea și împart-o cu fratele tău, vei uita astfel orice amar. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său sfânt, ce minune e când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. După ani de suspin, după luptă și chin, gustă iar dulceața sa, poartă-n gândul spre casă, spre noul cămin, și-atunci inima-ți va cânta. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său sfânt, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Au mai rămas câțiva oameni într-o cameră, foarte speriați, foarte încordați, nu știau ce îi va aștepta în următoarele momente. Și deși au fost învățați, au fost avertizați cu lucrurile care vor urma, ei totuși erau în continuare speriați și stăteau ascunși. Și în acel moment se întâmplă un lucru uimitor. Cineva intră în cameră, nu are nevoie de ușă, nu are nevoie de fereastră deschisă, și le spune acelor oameni speriați: pace vouă. De-a lungul veacurilor, încă acest frumos salut mai răsună. Și chiar dacă problemele vin una după cealaltă, chiar dacă viața la fiecare pas pare să ne pună piedică și să nu ne lase să mergem mai departe, chiar dacă avem atâtea probleme cărora nu le mai vedem capătul, chiar dacă am fost învățați și ni s-a spus ce va urma, noi suntem încă speriați, acest salut mai răsună. Și Domnul Iisus vine și ne spune: pace vouă. Iar eu în această seară vreau să vă salut cu pacea Domnului Iisus. Amin. Pacea Domnului Iisus ar trebui să ne conducă în fiecare clipă. Și acesta este un moment foarte important în care Dumnezeu vrea să ne promită că ne dă pacea. E începutul unui sabat și este pentru prima oară anul acesta când sunt aici cu dumneavoastră. De aceea îmi voi permite să vă fac o urare. Sunt multe urări cu care lumea vine și care par să nu ne îndeplinească toate dorințele. Și poate că orice urare v-aș face, oricât de sofisticată ar suna, n-ar fi de ajuns. Dar tot ce pot eu să-mi doresc pentru dumneavoastră este să trăiți o veșnicie împreună cu Domnul Iisus. Amin. În timp ce veneam pe drum încoace, am văzut o pancartă publicitară și, deși gândurile mele erau în altă parte, deși mă gândeam că sunt obosit și nu eram atent nici la discuția care avea loc în mașină, nu eram atent nici la drumul pe care mergeam înspre încoace, am văzut această pancardă publicitară și scria pe ea foarte mare: vino acum! Într-un fel, această pancardă spunea: prinde momentul. Acum ai ocazia.
Acum. Ăsta e momentul în care trebuie să faci o alegere. Ăsta e momentul în care trebuie să vii. Și dacă stați și priviți toate reclamele, asta vor să transmită. Prinde savoarea, prinde momentul și prinde-l acum. Nu ai timp. Nu-ți dă timp să te gândești la alegerea pe care ar trebui să o faci. Trebuie să faci această alegere. Și sunt o grămadă de motouri după care oamenii își trăiesc viața în ziua de astăzi. Trăiește-ți viața, trăiește clipa. Mulți luăm două cuvinte din latină și le punem în dreptul nostru și spunem carpe diem, prinde momentul, acum este momentul. Agață-te de moment. Trăiește din plin. Fă tot ce se poate face într-o viață scurtă. Am auzit și cuvintele, dacă viața e scurtă, hai să o facem lată. Și îmi vin în minte pasajele de la începutul istoriei biblice, când ni se vorbește despre turnul Babel. Când oamenii spun, dacă nu putem să fim atât de puternici încât să ne apărăm împotriva lui Dumnezeu, atunci hai să ne facem un turn atât de mare încât să ajungem la el. Dacă viața pe acest pământ nu ne salvează, hai să lungim într-un fel sau altul această viață. Și vrem să trăim clipa. Vrem să o trăim fericiți. Vrem să prindem momentul, să prindem fiecare savoare, fiecare dulceață care se oferă. Și foarte mulți spun, e viața mea, vreau să o trăiesc. Tineri le spun părinților, lasă-mă să trăiesc cum vreau eu, vreau să fiu liber. Vorbesc cu oameni care cunosc adevărul, cunosc calea adevărului și când îi întreb, de ce nu alegi să faci ce spune adevărul? Îmi spune, e scurtă viața. Am câțiva ani în față în care am putere, am energie și vreau să-i folosesc. Probabil cândva la bătrânețe voi alege și eu calea aceasta a pelerinajului, a unei vieți umbre, pentru că de foarte multe ori noi, ca și creștini, noi ca și urmași al lui Hristos, pe chipurile noastre se vede o viață sumbră, tristă, plină de poveri și de cele mai multe ori, în afară de lucrul acesta, nimic nu e diferit. Edwin era un tânăr de 25 de ani care la un moment dat s-a bucurat de un cadou pe care mulți dintre noi tinerii ni l-am dorit să ne-l facă părinții. A primit o mașină. O mașină foarte frumoasă, elegantă, în același timp și sport, care, pe lângă faptul că avea foarte multe dotări și mergea foarte bine, consuma și foarte puțin, doar că Edwin nu era fascinat de lucrul acesta. Această mașină avea ceva special. Avea comandă vocală. Și de fiecare dată când se urca în mașină, un glas îi spunea, închide ușa, puneți centura, pornește motorul și spunea tot ce trebuie să facă, pas cu pas. Edwin era atât de încântat de acest lucru încât vocii care îi spunea aceste lucruri i-a pus numele sau îi spunea el micuța domnișoară, pentru că era o voce de domnișoară și îi plăcea foarte mult. Era încântat, oriunde mergea trebuia să arate dotările tuturor prietenilor, tuturor cunoscuților, dar în special
vrea ca toată lumea să audă glasul micuței doamne. Într-o zi, în timp ce călătorea pe o distanță mai lungă, cu frumoasa lui mașină, cu încântătoarea lui mașină, micuța doamnă a început să-i spună: ți se termină combustibilul. Edwin a zis: ei, își face datoria, sigur mai am încă combustibil destul să merg o perioadă lungă. Și a continuat drumul. Însă micuța domnișoară nu tăcea și îi spunea: ai grijă, ți se termină combustibilul. Atunci Edwin, supărat, foc, își pune căștile în urechi, dă muzica la maxim și își continuă drumul. Doar că, deși muzica mergea la maxim, deși simțea în creier cum îi tremură datorită volumului muzicii, el încă auzea frânturi din vocea micuței domnișoare, care îi spunea că nu mai are combustibil destul. S-a enervat, a tras mașina pe dreapta și a scos căștile din ureche, a coborât din mașină, a ridicat capota și automat a început să caute firele de la comanda vocală. Când le-a găsit, fericit, a început să zâmbească: în sfârșit am scăpat. Le smulge, se urcă în mașină și pleacă mai departe. Însă nu știu dacă merge 100, 2 sau 3 de metri. Mașina se neacă, se oprește și orice i-ar face nu merge mai departe. Și în vâltoarea tuturor reclamelor, în vâltoarea vieții pe care o ducem și în vâltoarea tuturor lucrurilor care ne vin în cap și care ne spun: trăiește-ți viața, prinde momentul, du-te mai departe, acum e șansa ta, o voce vine și îți spune: ai grijă. Și noi, ca buni creștini, spunem: a, nicio problemă, mai am încă timp. Și ne continuăm drumul. Și la un moment dat, datorită faptului că această voce ne enervează, ne punem căștile în urechi și ne continuăm călătoria, ne continuăm viața în această plăcere de moment, crezând că am scăpat, că putem să mergem mai departe încă o perioadă lungă. Și de multe ori, vocea aceasta persistă atât de mult încât nici măcar căștile nu-și mai fac efectul. Și totuși, de cele mai multe ori, continuăm să o ignorăm. Și nu știm care e problema. Nu înțelegem ce facem greșit. Avem o viață despre care psalmistul spune că ajunge la 70 de ani, pentru cei mai puternici la 80. Și sunt foarte rare cazurile care ajung mai departe. De ce să nu trăim momentul? De ce să nu prindem clipa? Și aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la o carte, o carte a înțelepciunii, care se numește Proverbe. Și aici, în cartea Proverbelor, la capitolul 6, Solomon ne spune câteva lucruri. Capitolul 6, de la versetul 6 la versetul 9. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân. Totuși, își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Și probabil că în momentul acesta majoritatea dintre dumneavoastră vă uitați la mine și vă întrebați: ce legătură are textul acesta, ce legătură au cuvintele acestea cu viața noastră? Pentru că suntem atât de ocupați, pentru că facem atât de multe lucruri, pentru că majoritatea dintre noi ne trezim când încă zorile nu s-au ivit,
Și când mergem la culcare, deja e întuneric de ore bune. Și tot ce am făcut a fost să muncim. A fost să fim harnici. Poate că serviciul atât de mult ne solicită încât ajungem acasă frânți. Dar nu s-a terminat aici. Pentru că majoritatea avem familie. Și de aici începe iar adevărata muncă, adevăratul servici. Și ne întrebăm ce vrea să ne spună Dumnezeu? De ce Dumnezeu ne vorbește în felul acesta când noi nu facem altceva decât să muncim într-una? Când în timpul nostru nu mai încape nimic? E atât de plină agenda noastră încât câteva minute ne dau peste cap tot programul. Și totuși Dumnezeu vine și spune, du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. De ce? De ce îmi vorbește Dumnezeu astfel când eu nu mai pot de atâtea probleme, când eu nu mai pot de atâtea griji, când viața mea este supra-solicitată, când sunt un tânăr care, deși nu ar trebui să cunosc atâtea greutăți, care nu ar trebui să fiu îngrijorat de atâtea lucruri, nu pot să nu o fac, pentru că viața mea cere. Pentru că este o lume în care nu poți să faci altceva decât să muncești ca să poți să ai ceva. Și textul din ultimele două versete din Evanghelia lui Matei, la capitolul 28, ne spune așa. Este o poruncă din partea Domnului Iisus. Și sună cam așa. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i tot ceea ce v-am poruncit. Și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. De ce suntem leneși? Dacă atât de ocupați suntem. Și lucrarea lui Dumnezeu este aceasta. Duceți-vă și faceți ucenici. Doar că este un lucru foarte important. Textul acesta spune câteva cuvinte foarte interesante. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Oare vorbește pentru noi? Oare textele acestea au vreo legătură cu viața noastră? Dacă stau bine și mi-amintesc și dacă dau filele prin Biblie și mă duc mai departe și ajung la Evanghelia lui Matei și mă uit la versetele acestea în întreg contextul, Domnul Iisus vorbește pentru ucenici și le spune ucenicilor, duceți-vă și faceți lucrurile acestea. Aceasta este misiunea voastră după ce eu nu voi mai fi pe pământ. Și totuși eu întreb, Domnul Iisus spune aceste cuvinte și aceste cuvinte au legătură cu noi? Pentru că Ioan 3:16 ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine, nu contează dacă e bătrân sau tânăr. Nu contează dacă e bogat sau sărac. Nu contează dacă are un statut social. Nu contează dacă este un om important sau nu. Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și
Dacă stăm să ne gândim, orice om își dorește și vrea din tot sufletul lui să trăiască mai mult. Și cum sună pentru noi ideea veșniciei în contextul în care ne dorim să trăim mai mult? Cum sună pentru noi ideea trăiește-ți clipa atunci când știi că ai o veșnicie la dispoziție să le faci pe toate? Și Dumnezeu nu face altceva decât să ne spună un lucru important. Trăiește clipa. Trăiește clipa în așa fel încât să primești ceea ce cerul îți oferă. Cerul nu vrea să ne ofere decât fericire, decât o viață împlinită, decât o savoare de care să ne bucurăm, decât ca în fiecare clipă să simțim că trăim cu adevărat. Și Dumnezeu ne spune, e viața ta, trăiește-o. Cineva spunea așa, trăiește clipa ca și cum ai doar momentul de față. Dar fă-ți planuri ca și cum ai trăi o veșnicie. Și dacă lucrezi în acest context, vei avea altă perspectivă asupra vieții. Dacă îți trăiești clipa făcându-ți planuri pentru viitor, pentru clipa care vine, pentru ora care vine, pentru ziua și anii care urmează, atunci ai o cu totul altă perspectivă asupra vieții. Și într-adevăr, cum spuneam, Dumnezeu asta cere, să trăim clipa. Dar ne spune și, du-te la furnică ca să înveți. Uită-te cu băgare de seamă care sunt modul în care lucrează ea, care sunt planurile ei, care sunt căile ei și învață. Ea n-are stăpânitor, n-are conducător, n-are îndrumător. Noi îl avem pe Dumnezeu. Îl avem pe Iisus care ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nu avem decât să facem pași pe urmele pașilor pe care a mers Iisus. Și poate că stăm și ne întrebăm cum putem să facem, cum putem să lucrăm pentru Dumnezeu, cum putem să ducem această veste bună a Evangheliei pe tot pământul, cum putem să învățăm pe toți oamenii ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit dacă majoritatea oamenilor ne resping. Înainte ca să putem să primim această delegare dinaintea Domnului Iisus, trebuie să fim noi înșine ucenici. Trebuie să îl prindem noi pe Iisus ca să învățăm noi de la Iisus ce trebuie să facem. Și după ce știm pas cu pas ce ne-a poruncit El să mergem să dăm mai departe această învățătură. Și poate că de multe ori vom fi respinși. Poate că oamenii de cele mai multe ori se vor uita ciudat la noi. Dar Iisus a venit pentru fiecare suflet. Era un tânăr care se plimba pe plajă și stătea, strângea steluțe de mare pe care le găsea pe nisip și le arunca pe rând înapoi în larg. Un bătrân era foarte mirat de lucru pe care îl făcea tânărul și s-a dus să-l întrebe care sunt motivele lui, care sunt motivele acțiunilor lui. Și l-a întrebat, de ce faci lucrul acesta? Ce te face să adun toate aceste steluțe de mare să le arunci înapoi în apă? Și tânărul i-a spus, păi știți,
E un lucru care se întâmplă. Când vine valul, aduce toate aceste steluțe de mare care rămân în nisip. Și de cele mai multe ori, până când valul revine ca să le ducă înapoi în larg, aceste steluțe de mare mor. Pentru că nu au destul apă ca să supraviețuiască. Și eu nu fac altceva decât să le adun și să le arunc înapoi. Și atunci bătrânul, râzând sarcastic, s-a uitat la el și i-a spus: și cât crezi că valorează fapta ta la atât de multe steluțe de mare care sunt aici pe plajă? Și atunci tânărul i-a spus: nu știu cât de mult valorează, dar, și atunci a luat în mână o steluță de mare, aruncând-o, a spus: știu că pentru ea contează. Și Iisus vine și ne spune că fiecare suflet pentru El contează. Și cuvântul ne spune că dacă ar fi fost un singur om care l-ar fi acceptat pe Iisus ca Mântuitor și ar fi fost salvat, El ar fi venit pe pământ. Și cunoaștem această istorie a morții Domnului Iisus Hristos de mult timp. Cum ne gândim că Iisus a murit? În momentul în care vorbim despre cineva care a murit, toți suntem sobri. Toți medităm la viața pe care a avut-o, la comportamentul sau caracterul pe care l-a avut. De cele mai multe ori e liniște, de cele mai multe ori se văd lacrimi, de cele mai multe ori suntem concentrați atât de mult asupra ceea ce s-a întâmplat, încât nu mai vedem ce se întâmplă în jur. De câte ori în viața noastră stăm și ne gândim în felul acesta la faptul că Iisus a murit pentru mine? Nu doar a murit, a murit pentru mine. Și de foarte multe ori este nevoie ca să stăm și să ne gândim la lucrul acesta. Doar că rămânând aici, la această sobrietate, la lacrimi, nu ne ajută cu nimic. Și știți de ce? Sunt sigur că știți. Pentru că Iisus nu doar că a murit, Iisus a înviat. Și astăzi trăiește pentru ca să fie o dovadă pentru mine, ca să fie o dovadă pentru viața mea. Și de multe ori cunoaștem atât de mult și facem atât de puțin. Deși cunoaștem bucuria pe care vrea să ne-o transmită Iisus, pe care vrea să ne-o dea Iisus, și noi uităm să ne bucurăm. Și de foarte multe ori cântăm: ce fericire am pe Iisus, cu o față atât de posomorâtă că ar plânge și pietrele pentru noi. Dar noi cântăm: ce fericire! Ăsta este modul în care arătăm ceea ce cunoaștem. Dacă îl cunoaștem pe Iisus, transmitem mai departe poruncile și învățăturile Lui și se văd acestea în viața noastră, pas cu pas. Un om foarte bogat, era atât de bogat încât în fiecare an trebuia să-și extindă proprietățile ca să investească în ceva. Avea o recoltă atât de mare încât din ceea ce se cera el putea să întrețină până și o țară întreagă. Și omul acesta era foarte credincios. Omul acesta era unul dintre cei mai credincioși oameni din zona în care trăia. Avea și o familie frumoasă și, foarte important lucrul acesta, era un om care întotdeauna se gândea la ceilalți. Un om care niciodată la biserică nu a fost auzit să se roage pentru vreo nevoie personală. Întotdeauna se ruga pentru ceilalți. Într-o ocazie, la un altar de dimineață, când
toți erau strânși. După ce și-a terminat rugăciunea, o rugăciune foarte frumoasă, în care îi cerea lui Dumnezeu să aibă grijă de cei flămânzi, să dea hrană celor flămânzi, să dea haine celor care nu au, să dea îmbrăcăminte celor care au nevoie și un adăpost. Și după ce a făcut o rugăciune atât de frumoasă despre toate lucrurile acestea, fiul lui cel mic, care avea doar câțiva anișori, dar care a început să realizeze cât de cât ce înseamnă să faci ceea ce spui, s-a uitat la tatălui și a spus: tată, am o dorință. Și tatăl i-a spus: orice, fiule. Tată, aș putea să am recolta de grâu a ta dintr-un an? Și tatălui s-a uitat la el foarte mirat și i-a spus: fiule, nu înțeleg, ești atât de mic, ar trebui să-mi ceri jucării, ar trebui să-mi ceri dulciuri, nu știu, ar trebui să-mi ceri să te duc prin locuri pe care nu le-ai mai văzut sau orice altceva, dar ce să faci tu cu recolta mea de grâu dintr-un an de zile? Și atunci fiul, foarte serios, deja și încruntat de faptul că tatălui nici măcar nu încerca să-l înțeleagă, i-a spus: pentru că, tată, dacă aș avea recolta ta de grâu dintr-un an, aș putea să-ți îndeplinesc eu toate rugăciunile pe care le-ai făcut. Aș putea ca să dau mâncare celor care nu au, aș putea ca să dau haine celor care au nevoie și să fac adăposturi pentru aceia care stau pe marginea străzii. Toate astea aș putea să le fac dacă aș avea recolta de grâu a ta dintr-un an. Și noi suntem credincioși și îi cerem lui Dumnezeu de cele mai multe ori să aibă grijă de cei de lângă noi. Pentru că am învățat că iubirea de semeni este foarte importantă. Am învățat că a doua poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ăsta este motivul pentru care întotdeauna noi facem rugăciuni neegoiste. Ăsta este motivul pentru care în viața noastră tot timpul ne gândim la ceilalți. Dar cât de mult facem pentru ceilalți? Și de foarte multe ori avem nevoie de unele lecții pe care ne le dau copiii. Și de foarte multe ori, ca să-L înțelegem cât de important este să-L avem pe Dumnezeu în viața noastră, avem nevoie de Alinuța, care după multe întrebări găsește soluția și îi spune mamei: știu, mama, dacă Dumnezeu este atât de mare și vrea să locuiască în inima mea atât de mică, trebuie să dea pe din afară. Și avem nevoie de un copilaș care să vină să-i spună tatălui său: tată, dă-mi, te rog, recolta ta de grâu dintr-un an, pentru că dacă aș avea-o, aș putea să îți îndeplinesc eu rugăciunile pe care le faci de atâta timp. Și Dumnezeu vine și ne spune: du-te la furnică, leneșule. Și când auzim cuvintele acestea, de foarte multe ori, în mintea noastră apare întrebarea: de ce îmi vorbește Dumnezeu așa dacă eu sunt atât de harnic? Dacă eu fac atât de multe? Și vine un copilaș care să-mi dea răspunsul. Dumnezeu a venit ca să ne învețe. Dumnezeu a venit ca să ne dea o țintă. A venit ca să ne facă un plan pentru viață. Și chiar dacă nu suntem siguri pe clipa următoare, Dumnezeu vrea ca împreună cu noi să-și facă planuri veșnice. Pentru că El asta vrea să ne ofere, viața veșnică. Dumnezeu vine la mine și îmi spune că sunt leneș. Vine la mine și îmi explică și de ce sunt leneș, ca să nu mă simt ciudat, pentru că îmi pare că îmi pune o întrebare ciudată. Îmi explică fiecare lucru exact așa cum ar trebui să-l fac. Vine și îmi explică de ce sunt leneș. Și apoi vine și îmi dă o perspectivă asupra vieții. Vine și îmi dă o țintă. Vine și îmi dă o soluție.
Și când întreabă până când vei sta culcat, leneșule, el vine și îmi spune, acum e momentul să te trezești. Acum e momentul să te ridici și să începi să fii harnic. Să începi să fii harnic lângă Dumnezeu. Și viața lângă Dumnezeu asta înseamnă organizare, cale, țintă, viață deplină și în final ceea ce ne dorim de atâta timp, fericire. Și dacă viața noastră este în felul acesta, vom putea să cântăm cu atâta bucurie încât să se vadă pe fața noastră, încât să se vadă în viața noastră. Că atunci când spunem ce fericire am pe Iisus, într-adevăr, acel Iisus care locuiește în mine dă pe din afară și se vede. Și poate că viața e plină de probleme. Și poate că viața e plină de ispite. Iisus vrea să-mi fie alături. Iisus vrea să lupte pentru mine. Și o fetiță de 10 ani care a hotărât să îl urmeze pe Iisus, fiind întrebată de câțiva frați din biserică după o anumită perioadă, cum reușește să treacă peste ispitele pe care le întinde cel rău? Ea, fără să se gândească prea mult, s-a uitat la ei foarte serioasă și le-a spus, păi, eu sunt cu Iisus în fiecare zi. Și de fiecare dată când vine cel rău cu ispita și bate la ușă, eu îl las pe Iisus să deschidă. Și știți ce se întâmplă? Toți se uitau la ea mirată și nu găseau răspunsul. Și fetița le-a spus, încât toți au izbucnit în râs, dar nu și-au dat seama de seriozitatea răspunsului. Le-a spus, de fiecare dată Satan face la fel. Când vede că Iisus deschide ușa, spune, scuze, am greșit adresa. Se întoarce și pleacă. Pentru că asta face Iisus. Pentru că asta a făcut Iisus. A murit. A murit și a biruit moartea. L-a biruit pe cel rău. A biruit ispitele. Și vrea ca El să fie acela care să mă ajute să biruiesc fiecare ispită. Vrea ca El să fie acela care, domnind în viața mea, care locuind în inima mea, să mă ducă de mână în fiecare clipă. Și atunci, fiecare ispită pentru mine nu mai este o problemă. Pentru că fiecare ispită este o problemă rezolvată deja de Iisus. Fiecare lucru pe care îl fac zi de zi, fiecare problemă care apare zi de zi, pentru mine nu mai este o problemă. Pentru că Biblia ne spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Pentru că Iisus vrea ca în primul rând să lucrăm pentru El, să lucrăm cu El. Și atunci toate celelalte le vom avea. Și îmi spune, du-te la furnică, leneșule. Dar apoi mă asigură că vrea să vină să-mi ofere o răsplată. Îmi dă calea, îmi dă modul prin care să pot să fiu sigur că sunt harnic, modul în care să dau la o parte lenevia din viața mea, și să pot să spun, da, Doamne, lucrez pentru Tine. Ăsta este tot ce vrea Dumnezeu de la noi. Să ne lăsăm viața în mâna Lui, să ne lăsăm viața în dragostea Lui, pentru ca fiecare pas pe care îl facem să fie un lucru în plus, care să ne înainteze viața către veșnicie. Asta vrea să ne ofere. Fericire, viața veșnică, mântuire. Și asta e tot ce avem noi nevoie. Și dacă vom fi așa cum ne cere Dumnezeu, dacă vom lucra așa cum ne cere Iisus, puteți să fiți siguri că Dumnezeu nu va mai avea niciodată niciun cuvânt de reproș. Noi nu merităm nimic. Nu merităm absolut nimic.
Și dacă vreodată ne-a trecut prin minte că am putea să merităm ceva, doar să ne gândim la viața noastră, la modul în care lucrăm, la ceea ce suntem, la ceea ce facem, și ne vom da seama că nu merităm absolut nimic. De aceea Dumnezeu ne învață că trebuie să mergem să lucrăm pentru El. Trebuie să mergem să ducem această evanghelie, această bucurie, această fericire tuturor celor care n-o cunosc. Și nu acei oameni la care mergem nu trebuie să aibă un anumit merit. Pentru că nici noi nu avem un merit. Și dacă vreodată avem anumite așteptări de la cel de lângă noi, dacă de cele mai multe ori ne gândim că vom putea să-L iubim atunci când merită, să ne gândim că Dumnezeu ne-a oferit iubire necondiționată. Ce meritam noi ca să vină Iisus să moară pentru noi? Meritam noi atâta dragoste? Și totuși Dumnezeu vine și ne-o dă. Dumnezeu vine și ne arată că ne iubește. Să arătăm noi, fiecăruia de lângă noi, că-L iubim. Și nu doar așa, ca să fim văzuți de alții. Nu doar așa, ca să facem unele lucruri pentru ca să putem să îi spunem lui Dumnezeu că le-am făcut. Ci pentru că Dumnezeu ne-a iubit necondiționat, noi să iubim mai departe necondiționat. Și lucrul acesta se va vedea prin tot ceea ce facem. Vă invit să iubim. Vă invit să fim harnici. Să fim harnici pentru Dumnezeu. Să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte le vom avea. Pentru că Dumnezeu are totul. Și Dumnezeu ne promite că ne va da totul dacă ne lăsăm călăuziți de El. Amin. Mare și sfânt, mult și drept e Hristos, nu-i ca El nici o stea, nici o stea. El s-a întrupat pentru noi cei de jos, să-i simțim dragostea, dragostea. Doamne, doar Tu de slavă ești vrednic, căci mare ești, tot ce mare ești, Te adorăm și Te laudăm, prin gând și prin grai mare ai fost. Mare Tu ești, mare și bun, drept și sfânt e Iisus, nu-i ca El nici o stea, nici o stea. El va veni să ne ia în ceruri sus, să-I slăvim dragostea, dragostea. Tu, numai Tu, slăvit să fii veșnic, căci mare ești, o, ce mare ești, Te adorăm și Te laudăm, prin cun și prin trai. Amin.